Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Recent în Senat a fost respins un proiect de lege prin care se extindea obligativitatea folosirii certificatului verde COVID în mai multe domenii de activitate. Proiectul a căzut la numai două voturi diferență. Întâmplător sau nu, după acest vot din Senat, care a fost de altfel larg comentat pe toate canalele media, a început să scadă din nou ritmul vaccinării anticovid în țara noastră. Proiectul va merge acum la Camera Deputaților, care este de altfel cameră decizională în această privință, dar ăsta este un amănunt care nu știm cât a mai contat în dezbaterea publică. E bine, când anume va fi discutat aici proiectul, nu știm. Cert este doar că o propunere de dezbatere în regim de urgență a legii a fost respinsă săptămâna asta. În acest context am remarcat declarațiile președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Astalo Șceaba, care a spus într-un interviu pentru publicația de limbă maghiară Masol.ro că, și citez acum, partidele parlamentare au dat undă verde morții, nu protecției, neadoptând mai devreme o lege care ar fi stopat al patrulea val al epidemiei. Ele sunt responsabile pentru ceea ce se întâmplă în spitale acum, a mai declarat președintele CNCD. L-am sunat pe domnul Astalo Șceaba, bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și ascultatorilor dumneavoastră. Da. Puteți să ne explicați un pic, adică de ce faceți afirmația asta? De ce credeți că partidele parlamentare sunt responsabile pentru tragediile din spitale? În primul rând, legiuitorul, Parlamentul, trebuie să asigure instrumentul juridic pentru protecția împotriva pandemiei. Pentru că aceste restricții sau aceste măsuri se adoptă prin lege. Și acest lucru ar fi trebuit să se întâmple încă acum 5 luni, așa cum s-a întâmplat în majoritatea statelor din Uniunea Europeană. Poate că declarația mea a fost un pic mai aspră, dar vine și ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu unii medici într-un context sau altul care lucrează la ATI sau îngrijesc bolnav COVID și toți mi-au spus spuneți, vă rugăm parlamentarilor să adopte un cadru normativ prin care să se aplice certificatul verde, pentru că suntem copleșiți de bolnav și suntem copleșiți de tragedii, de morți. De ce spuneți că legislația asta, adică care e justificarea, motivația pentru care legislația asta trebuie adoptată de către Parlament și nu prin hotărâri guvernamentale sau ordonanțe de urgență? De la începutul pandemiei, practic, toate reglementările au fost prin HG-uri sau prin OUG-uri. Care e problema aici? Problema este că articolul 53 al unul din Constituție arată foarte clar că orice limitare a drepturilor fundamentale se poate realiza, citez, numai prin lege. Și hotărârea de guvern este un act administrativ. Legea asigură garanții pentru cetățean. Legea trebuie să fie clară, previzibilă, accesibilă cetățeanului, astfel încât să poată să își adapteze comportamentul la cerințele prevăzute de regula general obligatorie, ceea ce numim noi normă juridică. Și din acest punct de vedere, doar Parlamentul poate să facă acest lucru. Nici măcar prin ordonanță de urgență nu s-ar putea introduce aceste limitări, pentru că ordonanța de urgență nu poate să afecteze drepturile fundamentale ale omului. Bun. Și de aici răspunderea legiuitorului de a adopta cadrul normativ să asigure instrumentul juridic pentru a impune niște norme, reguli care să ajute prevenirea pandemiei. Bun. Păi în cazul ăsta, domnule președinte, înseamnă că toate normele stabilite prin HG sau prin OUG de un an și jumătate încoace, care reglementează accesul în diferite spații publice, ore de deplasare și așa mai departe, sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, în afara legii? Nu chiar toate, dar cele care reglementează certificatul verde au o problemă de legalitate și vedem că există deja hotărâri judecătorești care constată această problemă de legalitate. Acele reglementări care s-au referit la purtarea măștii, la luarea temperaturii, chiar și la zona de testare, au o bază legală în legea 55 pe anul 2020.
dar toate celelalte măsuri care se referă la introducerea certificatului verde, zona Horeca în special și nu numai, au o problemă de legalitate, pentru că nu au un temei legal. Anul trecut, când s-a adoptat legea 55/2020, nici măcar nu am avut vaccinare. Deci era nu s-a putut gândi legiuitorul la această variantă de a introduce certificatul verde. Și vedem că cet încet există hotărâri judecătorești care constată nelegalitatea acestor hotărâri de guvern, care sunt acte administrative. Dumneavoastră, vi se cere la CNCD? Vi se cere cumva să avizați vreo hotărâre în domeniul ăsta? Adică vi se cere opinia? Nu, hotărârile de guvern sunt avizate de ministerele de resort, printre altele și Ministerul de Justiție, dar pe fond nu înseamnă că acele hotărâri de guvern conțin măsuri discriminatorii. Ceea ce spun eu este o condiție de formă, adică instrumentul juridic prin care pot să introduci și pot să limitezi drepturi și libertăți fundamentale ale omului este legea, asta spune Constituția, și de altfel asta este și norma reglementată prin jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului. Bun, cam ajuns aici, formă versus fond, foarte important. PSD și AUR au votat împotriva proiectului la Camera Deputaților, susțin că generalizarea obligativității certificatului verde ar fi neconstituțională. Care e opinia dumneavoastră aici? Noi am emis un punct de vedere. Noi considerăm că nu sunt aspecte care ar viza elemente de discriminare. Am făcut o analiză a unor decizii ale unor curți constituționale din Franța, Italia. În Italia, de exemplu, în sănătate nu vorbim de cerința certificatului verde, ci de obligativitatea vaccinării în cazul celor care lucrează în sistemul de sănătate. În Franța s-a introdus certificatul verde pe 5 august. Consiliul Constituțional l-a declarat ca fiind constituțional. Deci, eu cred că dacă în timp, acum 5-6 ani, ar fi avut loc această dezbatere în Parlament, s-ar fi adoptat legea, ar fi fost și timp suficient să treacă printr-un filtru constituțional, adică să se pronunțe Curtea Constituțională și eventual acolo un punct unde s-ar fi identificat, dacă s-ar fi identificat probleme de constituționalitate, se putea corecta în timp și puteam să avem din august-septembrie acest instrument util. Dar din perspectiva discriminării, repet, 20 de state din Uniunea Europeană au introdus certificatul verde. Puteți analiza harta acestor state, vedeți care este incidența COVID și incidența de mortalitate în aceste state, comparați cu România, Bulgaria, și cred că diferențele sunt extrem de clare. Este vorba despre un lucru simplu și până la urmă este vorba de responsabilitate. Nu ne putem ascunde după punctaje în care spunem că în general este discriminatoriu un act normativ. Chiar dacă ar fi așa, datoria este de a corecta actul normativ și să adoptăm un instrument care nu este discriminatoriu. Ori mulțumesc. Nu adoptăm niciun fel de instrument juridic. Mulțumesc foarte mult, a fost președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în direct la Deșteptarea, domnul Astaloș Ceaba. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.